Bună seara, bun găsit din nou la Fotbal Show. Suntem înainte unui derby, Dinamo, CSA Steaua. O să mergem imediat pe Arena Națională, avem reacții de acolo și o să vedem și duelul suporterilor, pentru că e un derby care naște un interes deosebit, chiar dacă nu știm dacă e acel derby despre care știam noi sau nu e. Dar vorbim și despre Botoșani, UTA. Prima victorie pentru UTA pe teren străin după 11 luni și așteptăm reacțiile după acest joc. Ionuț Rada, Leo Grozau, bună seara! Bună seara! Bună seara! Leo, ce zice? Cum debate UTA în deplasare după 11 luni? Trebuia să se întâmple la un moment dat. Da. Că era acum sau mai târziu, tot s-ar fi întâmplat. Sigur, o echipă mai așezată, mai pragmatică, a profitat de situațiile avute. Niște naivități, da, multe naivități în apărarea Botoșanului. După care, sigur, acel gol din începutul celei de-a doua reprize, credeam că poate să aducă un reviriment. Din păcate nu s-a întâmplat așa. Botoșanul n-a mai reușit să pună presiune și echipa mai așezată, mai pragmatică a câștigat. Chiar vorbeam înainte să intrăm în direct, cam două goluri care par de portar, așa. Da, și pe lângă că se așteaptă de la el, fiind capitanul echipei, să aibă cumva un aport mult mai mare și în apărare n-a fost ajutat astăzi și au fost două goluri marcate pe niște momente în care cumva apărarea Botoșanului cumva a clacat, marcaj destul de larg, au fost ușor păcăliți și, într-adevăr, și portarul ar fi trebuit cumva să facă mult mai mult, să așteaptă mult aici, mai mult. Nu știu, aici eu nu-ți vrea să prindă mingea. Da, nu înțeleg exact ce se întâmplă la faza asta. Poate încearcă cumva să respingă sau să o prindă, dar... Bine, nu i-aș găsi așa mare vină numai lui Pap, pentru că vedem... Sigur, nu-i doar vina lui Pap, da. Dica îmi pierde acolo mult prea ușor marcajul. După aia, sigur, și Pap putea și să facă mai mult. El cu pământul, cred că îl derutează un pic, dar... Derutează și el nu alege procedeul... Da, exact. Procedeul care cred că era mai simplu să o respingă. Îl prinde și un pic nepregătit, da, lipsit de concentrare. Mișcarea foarte bună în careu. Cred că putea să facă mai mult. Dar, sigur, greșeală și până acolo. Mult prea ușor îl depășește Ștal, da, pe țigănașul, după care... Și Dican pierde mult prea ușor marcajul. Se transformă parcă FC Botoșani. O singură victorie în ultimele 6 partide și aia norocoasă la CFR, destul de norocoasă la CFR, îmi amintesc. Pentru Teja ar fi încă un eșec dacă nu i-ar ieși la Botoșani. Da, el începuse foarte bine și propunea așa un joc frumos la început, dar clar... Ceva acum probabil este un moment de așa în care e normal, poate după perioada de pregătire, echipa poate să aibă după câteva etape o cădere. Important este să se regrupeze, pentru clar înfrângerea asta, mai ales acasă, o să doară și până la urmă în a doua repriză cumva Botoșan a încercat să forțeze egalarea și chiar a jucat mult mai bine ca în prima repriză. A fost mult mai atent în apărare, n-a mai făcut aceleași greșeli. Dar asta este un moment peste care trebuie să-l gestioneze Mihai, pentru că cât de entuziasmat era patronul lor la început de campionat și îl lăuda, iată că acum vine un moment greu pentru echipa. Da, și mi-aminte ce dezamăgire era că s-a ratat play-off la anul trecut, Botoșan. Exact. Cum lucrurile par mult mai complicate. Anul trecut s-a ratat play-off-ul, într-adevăr nimeni nu s-a aștepta. Da. Acum, la început de campionat, fără să fiu malițios, am spus Botoșanul e foarte greu să prindă play-off-ul. Da, am văzut declarațiile argument, celor de la Botoșan, dar din punctul meu de vedere nu cred că sunt foarte îndreptățite de a, corect, a fi o echipă care să spere la... Sunt o echipă de mijlocul clasamentului în momentul de față. Sigur, o echipă la jocul căreia nu te plictisești, pentru că e o echipă care nu refuză să joace fotbal, joacă pe atac, are jucători spectaculoși, din păcate foarte imprevizibili. Alternează rezultatele, cum au fost evoluțiile, victoria, da, evoluțiile. Încep cu mult entuziasm, după care
sigur, cel puțin cam asta ne-a obișnuit Mihai, pe unde a antrenat, cam asta a fost. Mult entuziasm, după care intră într-o perioadă din asta de stagnare, cădere, da. De cădere, da, exact. De, în care parcă nu mai are... Parcă după ce a fost la FCSB, tot acela așa... Acela plomb de la început. Așa, da. A pățit. Hai să vedem ce spune Cașini. A marcat astăzi, apoi ne îndreptăm atenția către derby. Felicitări, un meci reușit pentru voi în seara asta, un meci care, iată, vă distanțează de FC Botoșani la 3 puncte. Thank you. Yeah, first of all, very important win. We knew it from before that we didn't win, I don't know. O victorie away. So, foarte importantă, știam înainte că n-am câștigat, nu știu, de 10 luni în deplasare. I think we deserve it. Cred că m-am meritat. Equal, but it's a good, victory. Este o victorie bună pentru noi. I don't know, football is like this, you know, sometimes. Așa e fotbalul. You never can think what it will happen during the game. Nu știi ce se va întâmpla în timpul partidelor, tocmai de aceea atât de frumos. We can score in the first half. E bine că am reușit să marcăm în prima repriză. Apoi e adevărat că am coborât puțin nivelul. I'm glad that the team. Dar sunt bucuros că echipa s-a apărat bine și am luat aceste puncte importante pentru noi. Două etape, puteți continua șirul și în meciul cu Hermannstadt. We will go for a victory for sure. In the last games, I think. Vom merge la victorie cu siguranță. Growing up, this is a very good victory to take confidence. Cred că în ultimul meci ne-am ridicat nivelul și asta e o victorie bună pentru a ne păstra încrederea, spune Cașini. Are un lot interesant, e și Anton, la UTA l-am văzut, a intrat acum. Rămâne Cheșeru, sunt niște nume, Otele, acest Postolachi care la un moment dat marca golul, nu? În primul rând o echipă omogenă, pentru că n-a pierdut foarte mulți din jucătorii de anul trecut. Are variante. După care au mai venit jucători care, cred eu, ridică nivelul. Păi, să nu uităm, Ubing la un moment dat era capitan de echipă, acum este rezervă, ceea ce spune multe despre un lot competitiv și bine structurat. Uite, mai multe argumente la UTA pentru play-off, de exemplu, cu acest lot. Dar sunt deja incidente pe arena națională, urmează Dinamo CSA Steaua, derbiul României, care se joacă pentru prima dată în Liga a doua. Și sunt așteptați foarte mulți oameni acolo, undeva la 20.000 de spectatori. Vedem că deja sunt incidente cu galeria celor de la CSA Steaua, care a aruncat niște petarde acolo, cum se întâmplă, sigur. Dar nu doar la noi, că am văzut ieri la Nice, acest gen de incidente se întâmplă. Vorbim de Nice, de meci la alt nivel. La noi, la Liga a doua, mari ambiții sunt. Problema e că, da, noi rămânem doar cu astea. La nivel fotbalistic, nu. Ieșim în evidență, dar uite. Astfel de momente. Bine, da, dau o culoare, să spunem așa, frumoasă unui derby. Nu, dar, e ok, că nu dau nu de multă civilizație. Și... Da, nu știu. Dar arată că e un meci cu tensiune maximă. Exagerate, ținând cont de faptul că Dinamo nu mai este ce a fost Dinamo, iar exact. Steaua, nu știm care Steaua. Corect. Da, și din păcate am văzut așa o emulație în jurul acestui meci și ar fi trebuit cumva să vedem și pe teren și lume în tribune, dar nu astfel de lucruri. Nu așa își creează din nou masa de suporte, nu așa ne dorim să vedem, nu știu, un spectacol de genul ăsta. E trist dacă începe un astfel de meci așteptat așa. Da, bine, aici nu știu cine e de vină. Cred că e de vină și cei care ar trebui să se ocupe mai bine de organizare. Omul trebuie să înțeleagă și suporterul. Da, sigur, și suporterul. Asta... Vorbim și de civilizații, vorbim de Balcan, de... Vorbim, ne dorim performanțe importante, dar când mergem la stadion începem să ne... Sperăm că e singurul incident și că va fi un meci care să ne aducă ceva interesant. Leo, am ajuns să nu mai știm care e derbiul României. Nu mai știm dacă ăsta e derbiul sau nu e derbiul. Din păcate ne facem remarcați doar la capitolul huliganism.
mai puțin la cel care ar trebui să fie primordial, respectiv fotbalul. Da, și la capitolul ăsta al haosului, la urmă, că nu mai știi. E o situație. Știți cum se spune de fiecare dată, totul pleacă de la cap. Dacă am avea legi sănătoase, drastice, așa cum se întâmplă în țările civilizate, nu s-ar mai întâmpla astfel de... Am ști astăzi care e Dinamo Steaua, nu? Bineînțeles, bineînțeles. Primul lucru. Și în tribună. Nu s-ar întâmpla. Imediat monitorizare, cei care nu vin să vadă meciul, doar să facă, știu eu, gălăgie între ghilimele, scoși afară, marginalizați, chiar și în societate, pentru că știm foarte bine, sunt țări care adoptă niște legi foarte drastice pentru cei care nu sunt cum trebuie în tribune. Da, și vorbim de Anglia, Italia, exemple marginalizați și de societate. Copiii nu au voie să meargă la școlile la care merge un om normal, un copil normal. La muncă am nu înțeles mai sunt, că ai probleme. Exact, la muncă ai probleme, nu mai sunt primiți pe stadioane mai mult evenimente, timp, trebuie să meargă să muncească în folosul comunității sau pe perioada jocului stau pe la secțiile de poliție și atunci probabil ar mai potoli asemenea reguli. Scurtă pauză, ne întoarcem, mergem pe stadion, avem reacții acolo, vorbesc foste glori, vorbesc și cei care sunt implicați în acest joc. Urmează un Dinamo CSA Steaua inedit. Ne-am întors și suntem în fața unui Dinamo CSA Steaua, un derby, dacă e să ne luăm după nume, Dinamo Steaua, dar nu știm dacă e adevăratul derby, sigur, opiniile sunt diferite aici. Cei care au fost aseară la Londra și țineau cu FCSB, sigur, au altă părere. Și fularele și toate... Exact. Dar am văzut deja și incidente, se joacă pe arena națională pentru că se așteaptă la vreo 20.000 de oameni pe cei de la Dinamo, să vedem câți vor fi. Se vânsură vreo 10.000 de bilete până miercuri. Deja incidente și ne întrebam aici în pauză ce fac alții, de la ei nu sunt incidente. Cum unii sunt civilizați și la noi tot așa. Neregul. Tot ce se întâmplă ce și Leo, când jucați voi se întâmplă și acum. Până nu o să fie reguli respectate și iar la fel. Ne uităm acum acest duel cu tot felul de artificii și aruncau. Cum intră? Ținând cont de... Legile sunt prea cât de periculos este considerat un astfel de derby sau un astfel de meci. Absolut, exact. Cum intră? E de risc maxim. Nu e că așa peste noapte nu știi ce fel de echipe sunt. Deci știi că ar putea să degenereze. Cum intră? Cum au acces pe stadion cu tot felul de materiale pirotehnice și... Da, și niște oameni care, sigur, merg acolo doar să facă scandal, doar să creeze astfel de conflicte. Ei ar trebui excluși, pentru că fotbalul nu e al lor, clar. Hai să mergem pe stadion să vedem să luăm pulsul, să vedem ce mai spun oamenii. Ștefan Drăghige acolo și văd că e cu Iulian Niu. Te salutăm, Ștefan. Bună seara, am revenit la Arena Națională, unde atmosfera e ceva mai încinsă înainte de derbiul dintre Dinamo și Steaua. Alături de mine, team managerul Academiei Steliste, Iulian Miu. Bună seara, domnule Miu! Iată că, deși la Liga a doua se joacă acest derby, solicită în continuare foarte mult interes din partea fanilor. Normal, joacă Dinamo cu Steaua și e normal ca suporterii să vină alături de cele două echipe. Am, să știi că mi-aduc aminte de meciurile pe care le-am jucat în acest derby și am emoții, sincer îți spun. Chiar aici avem galeria stelistă, cei de la Peluza Sud, care au venit în număr mare și până la ora meciului mai sunt multe minute și cred că vor veni mai mulți până atunci. Rămâne un derby indiferent de ligă? Păi normal, ți-am spus mai devreme. Deci sunt două nume mari din fotbalul românesc și va fi un derby. Sper că acest derby să se joace în Liga 1 cu timpul. Avem răbdare, cred că ușor, ușor lucrurile se vor regla și Steaua va avea drept de promovare și va promova. Eu aștept și pe Dinamo în prima ligă și să fie un derby dintre Steaua și Dinamo, Dinamo-Steaua în prima ligă. Chiar să joace pentru câștigarea campionatului.
Pe plan sportiv, în această seară, cum credeți că se vor desfășura ostilitățile? Stăm destul de bine. M-am uitat și am intrat un pic pe gazon. Arată excepțional și sper ca Steaua să câștige acest derby. Înclin așa balanța către Steaua din perspectiva lotului, să spunem. Știu ce se întâmplă la antrenamente, știu cum lucrează Daniel Oprița. Am încredere în acest lot și în staful primei echipe. Văd constant antrenamentele și Steaua are prima șansă în această seară. Va fi spectacol. Domnule Miu, mulțumesc și să sperăm că vom vedea în această seară un spectacol pe teren cât și în tribună. Vă mulțumim! Va fi spectacol, iată, spune Miu. Acum să nu le lăsăm furați de peisaj, că e un moment trist în istorie pentru fotbalul românesc. Nu, Leo? CSA Steaua nu poate să promoveze? Din nefericire. Nu prea așa are sensul? Dinamo... Da. Pare la Dinamo trece printr-o perioadă de câțiva ani deja, printr-o perioadă dificilă, cea mai dificilă din istoria clubului. Și mi s-a părut că nu s-a schimbat nimic de când au mers în Liga 2, în bine. Sunt, sau mie mi-este greu pentru că nu știu cu adevărat ce se întâmplă acolo. Dar din ce se sunt vede? Și eu dezamăgit de ce se întâmplă la Dinamo de câțiva ani, dar oamenii care, știu eu, s-au perindat pe acolo prin club, știu mai bine despre ce e vorba. Pentru că am văzut și acum ceva declarații ale domnului care a vrut să preia, știu eu, pachetul majoritar sau să încerce aceleași să... Aceleași discuții, da. Și a spus că sunt lucruri destul încurcate. De... Da, sunt încurcate. Lucruri încurcate. E cam nebuloasă situația de la Dinamo. Da, și pare trist așa. E trist să vezi că se joacă în Liga a doua. Chit că sunt suporteri, dar eu cred că pentru Dinamo, pentru suporterii Dinamo... Da, e o ocazie să mai aibă un meci cu miză, nu? Să se bucure de un meci, oarecum. Ei forțează nivelul acestei partide. Ei au ținut cumva așa numele și Dinamo la acest nivel. Deci faptul că merg acum la meci. Emulații și au fost de apreciat atunci când au fost momente dificile financiare. Bineînțeles că sunt și acum, dar când au ajutat prin efortul lor. Dar e trist că... Dinamo, un nume mare în fotbalul românesc, de câțiva ani nu reușește să se reorganizeze sau să se termine toată nebunia asta de care nu mai scapă, pentru că e clar că lucrurile sunt foarte încurcate. Adică oricine ar vrea să vină acum un investitor, cineva, sunt foarte multe. Palmaresul pe nu știu pe unde, numele pe nu știu pe unde, suporterii sunt în... Deci nu e că... Cred că investitor ar fi, dar e foarte încurcată situația asta, da. Cred că e dezarmează. Da, în momentul de față, această echipă nu merită asemenea suporteri, să meargă atâta lumea la stadion, clar. Spuneai că forțează suporterii, da. Nu doar suporterii, și televiziunile forțează. Deci, toată lumea. Să nu, televiziunile ridice un pic cota acestui ca joc. Forțează ca urmare a interesului suporterilor, știi că dacă o oră de nimeni... disputare, un meci de prima ligă, se dispută la o oră mult, știu eu, sub cea... De da, maximă audiență. Vezi, meciul ăsta adună vreo 20.000 în tribună, știi? E adevărat, dar am spus, la nivel fotbalistic e clar că nu absolut, mai este absolut. Ceea ce s-ar fi așteptat toată lumea de la un Steaua Dinamo. E un meci de Liga 2. E un meci de Liga 2, am spus. În primul rând, un meci de Liga 2 între o echipă în mare suferință, Dinamo, și o echipă care, sigur, joacă fără un obiectiv clar. Pentru că atâta timp cât nu are drept de promovare... E clar că și acolo dispare un pic interesul. Absolut. Indiferent cât ar vrea jucătorii sau cât ar vrea staff-ul să-i țină pe acei jucători în priză, la un moment dat e foarte greu să-i poți motiva la fiecare partidă să dea maximum atâta timp cât știi că ei, cât știu ei că nu pot promova. Da, pare așa groaznic pentru un jucător să joace fără obiectiv, doilea an consecutiv, al doilea an, bineînțeles. Să joace fără obiectiv. Ok, primul an, vii din Liga 3-a, nu știi exact ce se întâmplă, vedem. Sigur. Dar deja dacă este al doilea an consecutiv, e foarte greu și este de neînțeles. Eu nu știu că ei spun, am auzit și pe Miu, sperăm că în viitor, păi ce să spere, că legea e clară. Păi e normal, atâta timp cât este angajatul clubului, e normal, ce ar putea să spună? Okay, sigur că trebuie să fac un pic de lobby. Mi se pare că ei vopsesc adevărul, așa, cât să le convină lor, în roșu-albastru. Da. Nu putem să condamnăm pe cei care, atâta timp cât apără culorile unui club, că și apără, știu eu, sau dau... funcția, da, sigur. Și dau un pic de speranță
da, pentru dar viitor. Pare așa, fără sens. Serios, echipa asta pare fără sens în momentul de față, din moment exact, ce nu poate promova. Și sunt jucători care au fost aduși, jucători care au prime, poate, de promovare. Poate, absolut. Contracte. Adică contracte. Sunt jucători care au jucat în prima ligă, mulți dintre ei. Cum justifici, sunt convins că nu joacă acolo doar pentru glorie. Corect. Și cum spunea și eu, cum se duce Daniel Oprița de începe săptămâna de pregătire și să ne pregătim pentru... Nu, mi se pare că toți oamenii ăștia profită de pe urma faptului că alți oameni adică... țin cu dinții să existe CSEA Steaua și atunci le asta spun, oferă cu atât mai rău este pentru că este al doilea an consecutiv. Mulțumită. Cu atât mai rău pentru că este al doilea an consecutiv. Asta mi se pare cumva de neînțeles. E un fel ca și cum ai lucra la stat. Așa era. Dacă am impres. Scurtă pauză, ne întoarcem și vorbesc și antrenorii după. Urmează un derby, urmează Dinamo Steaua, Dinamo CSEA Steaua, pentru că acum cred că e greșit să spunem și Steaua. Deci trebuie să spui CSEA Steaua la această echipă. Trebuie să comunicăm, pentru că altfel iar la fel se sesizează organele abilitate și ne vom fi certați. Dacă absolut, absolut, trebuie să fim corecți. Și e un meci care trezește interes de partea suporterilor, cred că le e dor suporterilor de derby, unii sigur. Depinde de ce vorbești, Vlad. Dor de atmosferă în cred care că, să se... Cred că ar trebui să continuăm într-o notă mai pașnică. Să mai vorbim și despre fotbal. Păi da, clar. Am vorbit dar destul e, despre... E un, asta spun că e un meci care trezește interes și acum asta vreau să te întreb eu pentru jucătorii ăștia, care totuși ei sunt de nivel de Liga a doua. Faptul că vin atâția oameni, că e o asemenea atmosferă, e mai greu sau le complică situația? Poate să-i stimuleze, poate să-i stimuleze, pentru că de fiecare dată, indiferent la ce nivel joci, atunci când joci cu spectatori în tribună, îți dau o altă stare. Da? Chiar dacă nu ești obișnuit? Chiar, da. Acum, nu stremură picioarele? Chiar că nu, sunt mulți jucători care au jucat și cu spectatori în tribună. Da. Chiar și de la Dinamo. Dacă e să ne uităm la loturi așa, Steaua e echipa mai, valoroasă. Dar da. Dinamo are mai multă experiență, așa. Mai valoroasă și pe hârtie și cred că și în seara asta sunt echipa favorită. Favorită să bată. Pentru că, totuși, sunt o echipă omogenă, cu jucători care sunt destul de experimentați. Dinamo și... mult au început și greu pregătirea, nu se știa cine va fi antrenor, au pierdut niște momente ale pregătirii și atunci automat, sigur că au început cu acel handicap campionatul, acum la ultimul joc a reușit să învingă, ceea ce poate să fie o injecție de moral pentru ei. În rest... Au două victorii și trei înfrângeri. Da, au bătut prima etapă, Progresul Sparta și au bătut la Chiajna. La Chiajna, da, surprinzător oarecum. Mă uit peste echipa lui Dinamo, Moura, Patriche, da, totuși. Neluz Roșu. Roșu. Da, mai sunt pe acolo jucători care au mai jucat în prima ligă, chiar dacă sunt foarte tineri. Fi. Mai este... Lazar. Lazar, da. Dar sunt câțiva, sigur, cu experiență. Bine, ei sunt trecuți, că de-a ajuns să joace în Liga a doua. Dar e interesant, totuși, cum se vor metamorfoza acești jucători astfel încât să se ridice la nivelul unui derby. Hai să vedem ce spun și antrenorii, vorbește Oprița. Bună seara, domnule Oprița. A sosit momentul așteptat de către jucători, de către suporteri, derbiul dintre Dinamo și Steaua. Ce sentimente vă încearcă înainte de acest meci? Bună seara. Da, multe emoții, e normal. E un derby, un Steaua Dinamo, chiar dacă este la Liga a doua, totuși sunt două echipe de tradiție. Un derby mult așteptat de toată lumea și sperăm să ne ridicăm la nivelul așteptărilor și pe teren, să facem un joc bun. Venim după o victorie cu Iașiul, la fel vin și ei după o victorie și cred că au un moral bun. Noi, chiar dacă am reușit să mai câștigăm, jocul n-a fost convingător. Am spus-o de fiecare dată că nu m-am mulțumit, chiar dacă am reușit să câștigăm la Dumbrăvița chiar la Slatina, jocul nu m-a mulțumit. Cu Iașu totuși mi-a plăcut așa, ca și atitudine, dorință, asta trebuie, asta le-am spus și astăzi, mai ales la derby cu Dinamo, trebuie să fie motivați. Pe vremuri se spunea că într-un astfel de meci nu există favorită. În această seară există? Nu există favorită. Eu zic că o să fie un meci echilibrat și Dinamo totuși au un lot destul de bun. Dacă ne uităm pe numele jucătorilor, sunt jucători care
au jucat la Liga 1 poate mai mult decât avem noi în lot. Așa că, am spus, au avut problemele alea la început, până s-au reorganizat, până au pus un antrenor, până s-au pus la punct cu pregătirea fizică, iar în meciul cu Chiajna chiar a rotat destul de bine o echipă. Bună seara, mister, din ce se aude deja afară, atmosfera e ca pe vremuri. Meciul va fi ca pe vremuri între aceste două mari rivale? Să sperăm că va fi ca pe vremuri. Deși suntem în Liga 2, oamenii au venit în număr mare la stadion, sperăm să le facem o bucurie în seara asta. Emoții diferite din postura de antrenor, ați fost părtași în acest derby ca jucător? Da, ca jucător e puțin diferit. Ca antrenor acum e o altă ipostază, nu pot să spun că am emoții, dar... va fi o atmosferă care nu te lasă rece. Vă simt ceva mai liniștit și prin prisma victoriei din ultima etapă, dar poate și pentru faptul că a mai trecut o săptămână peste echipă, ați mai lucrat cu ei, ați mai pus la punct niște chestiuni, găsesc? Nu, am spus de când am început treaba că avem nevoie de timp pentru a crește ca echipă, pentru a crește la nivel individual. Meciul de la Chiajna ne-a confirmat că suntem pe drumul bun. Și sperăm ca și astăzi să facem un meci bun. Da, cred că, uite, pentru antrenor, cred că e o miză importantă, nu? Pentru cei doi antrenori. Special Burcă, care e oarecum nou venit în peisaj. Da, cred că mai mult e vorba de orgoliu. Uh-huh. Pentru că e un Steaua Dinamo, indiferent ce am spune. Da. Și atunci, sigur că suporterii țin foarte mult la vremuri, nu conta ce faci în campionat, numai să bați rivala. Da. Dar, am spus, în contextul actual, e o partidă de Liga 2, cu echipă în suferință, chiar dacă ultima etapă a câștigat, și cu una care, sigur, are omogenitate, dar nu are un obiectiv. Cred eu că, datorită faptului că este un Steaua Dinamo, poate să trezească anumite orgolii și nu este un meci cu o favorită certă. Uite, la prima, deci pe hârtie Steaua cred că este favorită, dar pe teren s-ar putea să egalizeze această diferență. Pentru că diferența nu e foarte mare, da. Nu e uriașă. Și mă uitam la Steaua, apropo de faptul că nu au obiectiv, parcă cam mulți jucători bătrâni, 30 de ani. Poate că era un obiectiv să crească tineri, dacă tot nu promova, nu? Sau e greu asta să faci asta, nu știu. Da, așa cum am spus, probabil ei s-au bazat foarte mult că după anul, primul an în divizia B, se va reuși să se poată promova în anul următor, pentru că așa erau cumva, asta a fost mesajul și de asta cumva au ținut acești jucători cu experiență tocmai pentru a promova, iar la fel să treacă în Liga 1. Și cred că e greu acum, având contract, cred că este foarte greu ca să poți să închizi astfel de contracte. Asta înseamnă bani care trebuie să-i plătești și nu cred că își doresc lucrul acesta. Oricum, banii aceștia din contract sunt pierduți, pentru că nu este că la sfârșitul anului tu promovezi și îți vin niște bani din promovare sau de la televiziuni. Sau... Deci, oricum sunt pierduți acești bani. Da. Da, bine, sunt și niște jucători care nu știu unde ar mai fi jucat. La Liga 1, nu, cu siguranță. În Superliga. Va fi interesant de văzut. Ce se va întâmpla la acest meci? Oricum, vă surprinde că e atâta interes pentru meciul ăsta? Totuși, aș putea spune că mă surprinde, pentru că am spus. Așteptai, e un Steaua Dinamo până la urmă. Chiar dacă la Liga 2. Până la urmă e ceva inedit. Da. Steaua Dinamo la Liga 2. E primul astfel de meci exact. La Liga 2. Bine, cred dar că ținând cont două derbiuri deja, contextul cu actual cu o echipă care nu poate promova și una mare suferință, probabil că e cam multă cam multă reclamă. Tevatură, cam multă tevatură în jurul jocului. Hai să vedem ce iese din acest meci. Mulțumesc, domnilor. Dinamo, CSEA Steaua urmează. Să vedem ce se întâmplă la acest meci din Liga 2.